Vă spun bună ziua și bine ați venit aici în sala Ars Nova a Centrului Cultural Pitești pentru a sărbători împreună Ziua Mondială a Libertății Presei. Sunteți invitați dumneavoastră reprezentanții instituțiilor mass media, dar și director de instituții de cultură. Salut aici pe domnul director executiv Cristian Cocea. Mă bucur de prezența conducerii filialei Argeș a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, reprezentat aici de către președintele onorific, domnul director Mihai Golescu, dar și de către doamna președinte Cristina Munteanu. Vă salut pe toți, la mulți ani de Ziua Presei, la mulți ani de ziua noastră, pentru că și eu fac parte din Breaslă. Și după cum am și anunțat, invitatul special este domnul dr. Viorel Pătrașcu, binecunoscut scriitor, medic, dermatolog, dar și jurnalist de călătorie. Astăzi a venit și în calitate de reprezentant al presei. Îi citim cu toții acele frumoase pastile, pilule de râs sau cum le mai spune dumnealui dintr-un cotidian local. Ne bucurăm și de cărțile domniei sale și nu în ultimul rând ne va povesti despre impresiile din Oman pe care l-a vizitat recent și despre care va scrie o nouă carte. Bine ați venit cu toții, dar pentru început, pentru că este Ziua Mondială a Libertății Presei, să le dăm cuvântul reprezentanților Breslei. Îl rog pe domnul președinte de onoare al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, pe domnul Mihai Golescu, să ne adreseze, să vă adreseze un mesaj cu acest prilej. E în regulă. Repet, m-ați luat pe nepregătite, dar cred că două, trei vorbe tot sunt în stare să spun, având în vedere că de vreo peste o jumătate de veac mă ocup de treaba asta. Care treabă? Comunicarea, nu? Stăm de vorbă unii cu alții, pentru că dar n-ar exista această comunicare, poate că n-ar exista nici lumea. Nu întâmplător, Churchill spunea că cel mai important cuvânt și care va rezista veșnic este cuvântul. Cu ce lucrăm noi? Cu asta lucrăm, cuvântul, da? Cuvântul care este scris în presă, cuvântul pe care o folosim acum la întâlnirile astea este cuvântul rostit și cu imaginea pe care s-a dus tocmai plecat să se ia niște reviste de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști la redacție să le aducă pentru noi. Ziua Libertății Presei, 3 mai. Dar am gândit cam târziu să o sărbătorim. După câtă vreme, presa a fost când liberă, când n-a fost liberă, nici acum nu e nici liberă, nici neliberă. E constrânsă de o serie de chestiuni economice, asta ne dictează dincolo de puterea politică, că pe ei, cred eu, pe cei de la putere, tot partea economică îi constrânge să fie liberi sau să nu fie liberi, adică să răspundă unor imperative de ordin economic. Dragilor, liberi suntem cât putem fiecare. Pe cinstit, așa simt, așa vă spun. Liber sunt eu acum, de pildă, de aproape un an, să fac un ziar. Nu-l mai pot, nu mai permis să-l fac cotidian. Am ajuns din rațiuni economice să-l aduc la formatul de 2 ori pe săptămână. Mă nevoiesc, mărturisesc să-l aduc din nou în faza de cotidian. Dar treaba asta nu ține de voința mea, ține de o realitate economică care a naibii este. Cât ne învârte și cât își bate joc de noi, asta este viața, nu avem încotro. Iar noi, presa după 89, spun unul ca unul care am trăit și pe malul ăla și pe malul ăsta, noi zic presa asta, am ajuns, nici nu vine să spun cum am ajuns, că poate că am ajuns bine, poate că am ajuns rău. Bine e când mă gândesc că pot într-adevăr să scriu ce cred eu, orice prostie vreau și răspunzător este doar etica mea, modul meu de a gândi, liber sunt să spun orice, dar poate să-mi aducă și prejudicii în planul moral, dacă țin cont de ele. Dacă nu, se întâmplă ce s-a mai și întâmplat în presa noastră. Păi dacă am pus mâna pe muștuc de condei, scriu și zic că sunt marele gazetar, da?
mă duc la presă, te dau la presă și te-am aranjat, te fac ca atare. Deci chestia asta cu libertatea mie mi se pare doar o făcătură. Să-mi iertați și modalitatea asta neortodoxă de a mea exprima, dar libertatea, repet, depinde în primul rând de noi și nu de restul. Păi dacă nu sunt liber, dacă n-am fost liber în regimul trecut, tu, Golescule, ce ai căutat acolo? Am să vă răspund ce am căutat. Păi m-am născut în regimul ăla. Păi și dacă m-am născut în regimul ăla și vreau să fac presă, a trebuit să accept niște convenții, niște lucruri convenționale ca să mă duc acolo sau nu? Le-am acceptat, mi le-am asumat, erau comuniste, erau niște reguli, mi le-am asumat, am făcut presă pe vremea aia, fac și acum, cine nu mă lasă? Pot să spun acum că nu-i liberă presa? Puteam să spun atunci? Puteam să spun. Da, scuze. Omul de la televiziune are defectul ăsta, să țin așa. Da, ce să zic, lucrurile sunt mereu discutabile. Toate le inventăm noi, dar eu cred că în sala asta și așa cum vorbesc, eu cred că se aude bine, mă rog, și cameră. Ce Dumnezeu mai vreți să vă spun? Și cameră și la... Eu mă uit să vorbesc totuși la cei din sală. Repet, rămânem cu ideea, inventăm realitatea sau o scriem așa cum e? Suntem grefierii ei sau suntem creatorii ei? În funcție de cum răspunde lumea această întrebare, răspundem și la misiunea noastră, dacă suntem liberi sau nu, dacă ceea ce facem noi e util sau nu. Pentru că, alminteri, presă va fi dacă este utilă, dacă nu este utilă, nu va fi. Credința mea este că n-avem cum să nu terminăm cu presa, pentru că e jucător pe piață presa. Este un jucător pe piață pentru putere. Joacă până într-acolo încât unii oști se fautează singură. Și de aici putem discuta astăzi despre libertate, chiar la modul ăsta, în ce măsură presa își face sau nu își face singură jocurile. Vă mulțumesc, v-am ținut mult de vorbă și cu asta gata. Vă salut, dragi colegi. Aș vrea în primul rând să vă urez la mulți ani de la bun început pentru... Eu știu, pentru 30 de ani de când ne sărbătorește cumva, să zicem, guvernul, societatea, organizația mondială, este puțin, aș spune. La mulți ani, presa este de sute de ani, iată, în primul bastion al luptei pentru tot ceea ce schimbă, pentru progres. Domnul Golescu are dreptate. Astăzi însă nu aș vrea să vorbim despre libertatea presei sau despre libertatea presei vorbim în fiecare zi. Libertatea presei, de fapt, sau libertatea are responsabilitatea sau are greutatea responsabilității pe care o are fiecare. Nu există. Asta e frumusețea profesiei noastre. Ești liber să spui absolut orice dorești, cât timp ești responsabil pentru ceea ce spui. Sigur că este una dintre cele mai frumoase profesii, dar pentru că este frumoasă și frumusețea se întreține greu, se fac eforturi foarte mari. Știm bine că astăzi trecem prin tot felul de crize, de la crizele de economice despre care vorbea domnul Golescu, la crizele de imagine și iată de credibilitate prin care trecem, însă astăzi spun, ne bucurăm să fim împreună aici pentru că aș vrea să ne întoarcem într-o vreme în care se făcea un, și astăzi se face jurnalismul, sigur, pe genul și pe specie, așa cum am învățat mulți dintre noi în școală, însă aș vrea să ne întoarcem spre un tip de jurnalism și când puteam să o facem mai frumos decât de ziua presei, un tip de jurnalism regină, îl spun eu, jurnalismul specia, reportaj, și din acest motiv, astăzi am invitat pentru o prelegere pe doctorul Viorel Pătrașcu, scriitor și jurnalist, omul care ne readuce aminte, chiar dacă nu face profesia dinăuntru breslei, ne readuce aminte cât de frumoasă este scriitura de presă atunci când o faci pe un gen cu totul special, așa cum este reportajul. Sigur, nu este un reportaj literar sau este aproape literar, este un reportaj de călătorie, dar asta nu înseamnă că acolo nu regăsim plăcerea deosebită și a informației și a informării factuale, dar și bucuria unei arhitecturi a textului care te face aproape să te simți vinovat, că te bucuri de o lectură așa de frumoasă. În afara, sigur, în afara unei scriitori
care este o operă de artă, cum spunem noi, sigur, atunci când vorbim despre literatură. E bine, ce face doctorul Viorel Pătrașcu este o literatură a jurnalismului, aș putea să spun așa, și astăzi avem bucuria să-l ascultăm despre reportaj. Aș vrea să salut înainte prezența în sala doamnei Delia Duminică din partea Universității Pitești și a studenților de la jurnalism. Îi salut tocmai pentru că ei sunt cei care vin să ia cumva, să spun, ștafeta de la cei care sunt în sală și care fac jurnalism de atâția ani. Văd aici colegi de 30 de ani de presă. Mă bucur că suntem împreună. Vă propun să discutăm despre libertăți și obligații în prima noastră întâlnire, pentru că avem foarte multe de spus și domnul Golescu are dreptate. Inclusiv o lege a presei este în discuție în acest moment și poate n-ar trebui să ne oprim. Filiala de la Pitești, vreau să vă spun, este una foarte puternică. Avem deja aproape 80 de membri, deci ne ducem și vin mulți din spate. Ne bucurăm mult că ne întărim rândurile, iată că breasla se întărește și poate că vom avea și o voce mai puternică și vom putea să spunem mai multe în ce ne privește profesia. Însă astăzi ne întoarcem și ne bucurăm, iată, de jurnalistul Viorel Pătrașcu, cel care ne aduce, și asta îmi place cel mai mult, în avantpremieră câteva imagini și foarte multe informații despre viitoarea carte pe care o va scoate și pe care sperăm să o s-o și vernisăm împreună aici la Pitești, din cărțile, din reportajele de călătorie ale domniei sale ne vom bucura astăzi. Și dacă aici aș încheia și aș spune atât, că dacă domnul Golescu vorbea despre cuvânt, cât de important este, noi lucrăm cu cuvântul până la urmă. Să nu uităm rostirea filozofică românească a lui Nicolae Iorga, cel care spunea cel care spunea că de unde vine termenul de comunicare, da? Comunicare, comunis, comunicarea, pune în comun. Asta înseamnă că putem cumineca, împărtăși, împărtășani, iată, cuvântul este primul pe care îl împărtășim și cu Dumnezeu și și în sacru. Vă doresc la mulți ani încă o dată, dragilor, și să ne bucurăm de această sărbătoare a, până la urmă, a evenimentelor culturale pe care Centrul Cultural, mulțumim frumos pentru faptul că ne găzduiți, ne dă ocazia să îl urmărim. Mulțumesc! Îl rog pe domnul director al Direcției pentru Cultură, Cristian Cocea, și dânsul jurnalist, pe vremuri și încă, să ne adreseze mesaj, gânduri de ziua presei. Am și 18 ani de presă pe cartea de muncă. Am zis că da, sunt major, deci pot să spun. De fiecare dată când mă întreabă cineva care nu mă cunoaște ce sunteți dumneavoastră, nu spun nici că sunt director de cultură, nici că sunt inginer, oltean se presupune că se vede, spun că sunt jurnalist, așa că mă simt bine alături de dumneavoastră. Păi mă mișc foarte repede, domnul Golescu. Mulțumesc frumos! Să-i dăm cuvântul domnului doctor, scriitor Viorel Pătrașcu. Doamnelor și domnilor, vă salut pe toți. Pe aproape toți îi știu, cel puțin din vedere, unii sunt prieteni foarte apropiați. Este astăzi un eveniment cu totul și cu totul special, după ce am lansat de-a lungul anilor 24 de volume, care au însemnat culegeri de proză scurtă, tabletele, zic eu, tablete dulce, amare, am vrut să le numesc prima dată și Jean Dumitrașcu mi-a spus, domne, nu sună bine, ce e tablete dulce, amare? Alege un titlu ca lumea dintre cele, câte vor fi acolo? 200. Zice, ia spune unul și îmi vine în cap, teroriștii sexului. Eu, pentru cine nu știe, sunt dermatolog și dermatologia, ca o anexă, se ocupă și de venerologie. Mă așez după aceea când citesc de acolo. Da. Bun. Ca atare am zis teroriștii sexului. A fost primul meu volum de tablete. Astăzi mi-a fost adus corectura de la cel de-al 12-lea volum de tablete care va apare spre vară. O să apară spre vară. Așa, îmi vin în cap fel de fel de idei. Cinema, credeți că mi-a spus la un moment dat, domnul doctor, l-am întâlnit pe stradă, mi-era și pacient, răposatul, Dumnezeu să-l ierte, domnul Marin Ioniță. Și zice, domnule, dumneata, scrii foarte mișto, dar ce faci cu ziarele alea pe care ce ai scris, unde sunt? Zic, le-am tăiat cu forfecuța și le-am într-un dosar. Domnule, nu-ți bate joc de ele, presa trece, cărțile rămân. Vă rog eu frumos, merită să le știe argeșenii și dacă se va putea în toată țara să citească aceste nemaipomenite. Du-te, domne, și fă o carte. Păi nu știu cum se procedează.
Păi uite, o să vii pe la noi, pe la, că sunt colaborator la Argeșu, am văzut că scrii și acolo, adică scrie acolo, zice, vorbim cu Dan Giurea, vorbim cu Manolache, vorbim cu Mișu Golescu și așa am reușit să mă duc să public prima carte la Paralela 45. De atunci și până astăzi, 23 de cărți ale mele au fost publicate la Paralela 45 în condiții grafice foarte, foarte frumoase. Deci Marin Oniță mi-a zis lucrul ăsta. Acum, am o rugăminte pentru prietenul meu, Mihai Golescu. Poate îl ajută în privința asta și Cristina Munteanu, tot o prietenă de o viață. Domnule, sunt foarte multe șanse ca rubrica Bolnav și Bolnav din Argeș să fie una dintre cele mai longevive, dacă nu cea mai longevivă rubrică de autor din țară. 30 de ani. În ianuarie 2024 se vor împlini 30 de ani de când am debutat. Și o să vă spun pe scurt și cum am debutat. Îi povesteam fel de fel de pățani, mai ales de patologie dermatovenerică lui Dan Giurea. Dom'le, când mă duceam pe la ei, pe la ziar, mă duceam că eram prieten cu Giurea, mai l-am cunoscut și pe alții, se punea ăla pe un râs, de zicea că se dărâmă redacția. Și îmi spune la un moment dat, băi, doctore, bă, tu ai un talent de povestitor nemaipomenit, ia pune-mă pe hârtie și scrie tot ce îmi povestești mie aici. Iar i-am zis, ca și lui Ionise, păi nu știu cum să fac. Uite, iei o coală a patru și scrii prima parte, prima, cum se numește, prima față a unei, ne poftim? Pe față, nu, așa, și zice, scrie, și adun vreo 3-4. În câteva zile m-am dus și le-am dus, le-a citit, zice, așteaptă-mă aici. S-a dus, era redactor șef domnul Manolache, Marii Manolache. Se duce și îi spune, domnul Manolache, citiți vă rog ce v-am adus eu aici. Și spune, le citește domnul Manolache și zice, domnul Dan, dumneavoastră le-a scris? Nu, domnule, nu le-am scris eu. Zice, le-a scris prietenul meu și al nostru, că vine pe aici mereu, doctorul Viorel Pătrașcu. Zice, nu stau mult pe gânduri, dacă dorește să-l întrebați, îi oferim de mâine o rubrică permanentă în acest cotidian. Se numea la vremea aia Secera și Ciocanul. Când m-am dus, nu, când am început, devenise Argeșul Liber, dar eu intram prin redacție de când era Secera și Ciocanul. Mi-au rămas toți prieteni extraordinari. Încep cu Manolache, cu Mișu Golescu, cu Traian Olmeanu, era Gabi Alexandru acolo, era Gigel Moraru, era Ion Nicula, am auzit că are probleme de sănătate, să-i dea Dumnezeu sănătate, și alții și alții, Val Nicolau, mulți, mulți, mulți au rămas cu toți prieteni buni, adeseori au avut nevoie și de câte o consultație la care i-am ajutat. Ca atare, poftim? Dom'le, asta este. N-am zis că îi mânca altceva, am zis că poate tu ai zis îi mânca pielea. Așa. Deci, cum facem să aflăm de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România niște date legate de această rubrică? Eu țin foarte mult la treaba asta, sunt totuși 30 de ani, am apărut la început bisăptămânal și la un moment dat n-am mai putut face față. Eu nimic din ce scriu nu inventez. Dacă nu văd în fața ochilor un pacient, cum se dezbracă, cum vorbește, cum face aia, cum zice aia, și de așa, eu redau exact ce văd. Nu pot să inventez și cu asta basta. Numărul de consultații a scăzut foarte mult la un moment dat. Aveam, cu ani în urmă, până să apară cardul de sănătate, aveam 10.000-12.000 de consultații pe an, acum avem 6.000 de consultații pe an. Eu trebuie din când în când măcar un caz pe săptămână, dacă nu chiar la două săptămâni, pe care mă duc acasă, îl scriu, îmi este relativ ușor să descriu ce am văzut și ce am auzit, cel mai greu îmi este, adică nu mi este greu, dar sunt foarte pretențios în privința titlurilor. În privința titlurilor, este datorită acestor titluri, a fost și motivul pentru care am întrerupt colaborarea de ani de zile cu rubrica permanentă la săptămânalul Corpului Medical Românesc, Viața Medicală. Dom'le, le trimiteam 3-4 tablete, îmi schimbau titlurile. Culmea că niciodată nu erau mai mișto decât ale mele. Și atunci am zis, dom'le, nu-mi dădeau nici măcar un telefon. An de zile s-a ocupat de tabletele mele Gabi Alexandru și îi mulțumesc din suflet și acum lui Gabi, este aici în sală. Dom'le, odată dacă îi se părea că nu înțelege un cuvânt, nu punea el ceva care să semene cu ăla. Niciodată în 30 de ani la Argeș nu mi-a schimbat cineva un titlu, dar niciodată, vă jur. Și atunci am întrerupt legătura cu ea. Am mai scris, am scris editorial la Pagini Medicale Bârlădene.
Așa am intrat în grațiile uriașului academician Ovidiu Drimba, care îmi spunea la vârsta de 85 de ani, îi dădeam telefon să-l întreb de sănătate, a vrut să mă cunoască, m-am dus la București să mă cunoască și mi-a dat adresa. Și mi-a zis, domnule, iubitule, stau pe strada Speranței. Și eu am zis, crezând că se prinde la glumă sau ca, și am zis, care domn profesor, că strada Speranței la parter, el n-a auzit, la un moment dat nu prea mai auzea bine, așa, și m-am dus la el și îmi spunea, m-a luat în camera domniei sale, a murit, Dumnezeu să-l ierte, dar a fost uriaș ca personalitate românească. Mi-a arătat un malder de tablete de ale mele pe care spunea că le citește în fiecare seară și le tot recitește. Așa că, nu știu ce, poate că m-am mai uitat, eu am scris 24 de volume, am publicat 24 de volume, 8 sunt cărți de călătorii, sunt aici. Coperta este imaginată de mine, în afară de prima care diferă puțin, care se numește De la Erevan la Cabo da Roca. Toate celelalte au de asemenea nume interesante, titluri interesante și titlul reia titlul capitolul respectiv din interiorul cărții. Toate sunt cu niște fotografii formidabile făcute de mine, dar și de un nepot al meu cu care călătoresc, care e medic, are 45 de ani la București, este chirurg ortoped, poze, dar mult prea multe, care ridică foarte mult prețul într-o situație când în România se citește foarte puțin. Mi s-au spus și mie că o carte ca asta, dacă o duci undeva în librărie, ar trebui să meargă la vreo 50 de lei, 55-60 de lei. Pentru că am gândit că nu cumpără nimeni la prețul ăsta. Ba da, se cumpără, dar am auzit că se cumpără Fuego. Ceva, niște impresii ale lui Fuego. Am zis, dom'le, nu. Și le dau cu prețuri modice sau, de cele mai multe ori, toate cărțile pe care le-am publicat au fost făcute cadou. Colegi, prieteni, rude și așa mai departe. Poate că aș avea multe de spus. Încă ceva. Înainte de a pleca de acasă și când m-am pregătit pentru treaba asta, ca să nu știam exact cum va decurge, am o bibliotecă foarte serioasă în care am copiat numele, toate cărțile de călătorie. Eu am avut o pasiune nebună când eram foarte tânăr, când m-am dus medic la țară. Am stat 3 ani într-o cum îi zice, stagiatură la vremea aia care era obligatorie. Am stat în Moldova. Am citit ca un posedat nebun acolo și cumpăram, dar luam și de la biblioteca. Doamnelor și domnilor, exista în vremea lui Ceaușescu, în niște comune amărâte, existau niște cămine culturale care aveau biblioteci, domne, găseai toți clasicii români, ruși, tot ce vrei, găseai niște lucruri extraordinare, dar eu alegeam mai ales cărți de călătorii. Auziți, Toma George Maiorescu, Pop Simion, Ioan Chirilă, am pus scria mai ales cronică sportivă, dar am pus în paranteză, cartea se numește Răsucind fusele orare, Romulus Rusan și Ana Blandiana, Ioan Widner, Ioan Grigorescu, Neagu Udroiu, Adrian Marino, Petru Comarnescu și nu sunt toate. Acum, scuzați-mi lipsa de modestie, dar niciuna n-arată ca asta. Nu știu, nu își permiteau să facă fotografii color în anii 70, 80, 90, nu știu, dar nu sunt, dacă sunt niște fotografii alb-negru și nu arată așa, astea arată, zic eu, foarte bine, motiv pentru care, când am fost invitat de Cristina și de doamna, am zis că voi veni cu toate să le arăt și sper să nu vă plictisiți, să aveți răbdare să vă citesc ce am scris eu, ca un fel de reportaj. Tot ce scriu eu de turism seamănă a reportaj. S-ar putea să ziceți, domne, dar ce treabă are, când o să citesc începutul capitolului ăsta, cu călătoria în Oman? Are, că cărțile astea nu le citim numai noi acum. Sper ca peste niște ani să le citească și alții, să știe, domne, în același timp când omul ăsta se plimba, uitați ce a fost. De exemplu, am amintit despre uriașul cu tremur, nemaipomenitul tremur din Turcia, care s-a întâmplat cu 2-3 săptămâni înainte de a pleca eu acolo. În fiecare seară nu vedeam decât asta la televizor. Așa, și am scris lucrul ăsta. Ca atare, pe de altă parte, puteam să vedeți că sunt acolo niște semne cu galben.
Din fiecare din astea mă gândisem că eventual să vă citesc câteva fraze din fiecare, un capitol de unde așa. Până la urmă am zis nu, vorbesc despre o destinație la care am ajuns cu totul și cu totul întâmplător, nu ne-am dorit neapărat, dar a început să apară ca oferte de vacanțe Oman, Sultanatul Oman din Peninsula Arabică. N-am avut mare lucru de unde să mă informez, telefonul meu este ăsta, n-am smartphone, nu știu să umblu nici pe telefon smartphone, nici pe calculator, nici pe nimic, dar asta nu îmi dă niciun fel de motive de insatisfacție, mă simt foarte bine și n-am avut nici de unde să mă informez, nici n-am găsit pe nimeni dintre cunoscuți care să fi fost în Oman. Dacă n-aveți nimic împotrivă, la un moment dat citesc impresiile, o să vedeți că o să auziți niște lucruri formidabile despre un deșert care este ca întindere mai mare ca suprafață decât România, are 4 milioane de locuitori, în marea lui majoritate este un deșert și munte, granit, dar ce am văzut acolo rămâi trăznit. Sunt convins că această țară, acest sultanat, este singurul sultanat din lumea aia, celelalte sunt în Emiratele Arabe Unite, cu emiri, cu nu știu mai ce. Aici este este sultanat care dăinuie, o să vedeți că am notat acolo, de pe la secolul 17, o familie de beduini mai înstăriți au pus bazele acestei dinastii. De atunci, din secolul 17 și până în ziua de astăzi, acest sultanat este întotdeauna condus de un urmaș din aceeași familie pe linie bărbătească. Cred că m-am lungit prea mult. Începem. Sunteți de acord? Sau vreți să discutăm altceva? N-am nimic împotrivă. Mă iertați că o să stau jos acum ca să pot să urmăresc aici. Domnul Mișu, e bine cum vorbesc acum cu ăsta? Întrebarea mea e ce rău ce am făcut de reție atâta. Dom'le, cine are treabă se poate retrage, nu-i nicio problemă. Așa, la final, eu am adus și niște imagini. Din fiecare călătorie, în ultimii, din 1984, de când am început să călătoresc în străinătate, am fost în aproximativ 40 de țări de pe 4 continente și de fiecare dată când m-am dus undeva, în urma acelei vacanțe a ieșit un album fotografic cu în jur de 300 de fotografii. Eu n-am aparat de filmat, dar fotografiile mele le-am adus la acești domni, domnul Jean și încă unul, nu știu exact cum îl cheamă. Cum? Da, domnul Edi, și le-au filmat și o să le vedem la un moment dat și o să vă le explic. Hai să începem. Decembrie 1994, mi-am adus aminte de 30 de ani de presă. Decembrie 2022 a fost o lună de iarnă blândă în care zăpezile de altădată au rămas doar o amintire. În curtea casei mele gazonul a fost mereu verde, crud, am mers zilnic la cabinet cu capul descoperit și fără mănuși, n-am încălțat niciodată ghetele, iar pe străzi majoritatea adolescenților aveau geți subțiri și Adidas. Iernile din ultimul deceniu ne-au convins fără dubii că planeta se încălzește, iar cele 4 anotimpuri din zonele temperate ale globului nu se mai succed așa cum se întâmpla cu decenii în urmă. Revelionul l-am petrecut în familie alături de sora și de cumnatul meu. În fața televizorului, cu telecomanda folosită până am făcut febră musculară la mână, doar vom putea urmări ceva care să nu aibă legătură cu manelele și prostul gust. Sfidând în mare parte comunitatea internațională, cancelariile occidentale și pe Dumnezeu, Putin a continuat să bombardeze zi și noapte Ucraina, dar armata lui s-a dovedit mult mai slabă decât și-a imaginat el. Kievul nu a fost cucerit în 3 zile, iar toată Europa nu a degerat de frig atunci când acest moș gerilă, cu privire metalică, a decretat închiderea multor robinete prin care gazul rusesc ținea în viață industriile și încălzea casele milioanelor de oameni de pe bătrânul continent. A început să ningă spre sfârșitul lui ianuarie. În destule zone din țară, îndeoseb din Moldova și Ardeal, zile întregi nu s-a putut circula pe amărâta noastră infrastructură rutieră. Sâmbătă 28 ianuarie, la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu din Pitești, am lansat volumul cu impresii de călătorie Costa Rica de la San Jose la Oceanul Pacific.
Toate cele 120 de scaune din sală au fost ocupate. Tipărită la, iertați-mă, tipărită la editura Paralela 45 din Pitești, în condiții grafice de excepție, această a opta carte cu itinerare turistice semnată de mine a fost un succes ce mi-a reîncărcat bateriile sufletului. Sunt sănătos și în formă spre a putea să scriu în continuare, deși o fac de amorul artei, pentru că într-o perioadă de sărăcie a populației, puțin români mai cumpără cărți. Am avut cu toții trei ani de coșmar, doi de pandemie și unul de teamă că războiul din Ucraina s-ar putea peste noapte să se extindă și în România. Absolut toate prețurile au luat o razna, iar ce câștigi într-o lună se duce pe coșul zilnic și pe facturile pentru electricitate și gaze. Iar dacă nu te cheamă Cărtărescu sau Dinescu, nu reușești să amortizezi din investiția făcută spre a o tipări o carte, nici măcar o treime. Mai erau două săptămâni până când urma să plecăm spre prima destinație de vacanță din 2023, Sultanatul Oman. În noaptea de 6 spre 7 februarie, în partea asiatică a Turciei, ciocnirea unor plăci tectonice ne-a reamintit românilor de 4 martie 77 și de faptul că un mare cutremur prognozat de seismologi poate să vină în orice clipă și la noi. În zilele următoare, la buletinele de știri ale tuturor televiziunilor, am văzut imagini de coșmar. Am fost de multe ori în Turcia și cu ochii mei, de nespecialist în domeniul construcțiilor, mi-am dat seama că dezvoltatorii imobiliari nu-și văd decât de propriile afaceri bănoase și se joacă irresponsabil cu natura imprevizibilă. Am stat la Istanbul în hoteluri ale căror pereți erau făcuți din carton. În acea noapte friguroasă de februarie, pe teritoriul Turciei și al Siriei, la distanță mică de timp între ele, s-au produs două cutremure de 7,8 și 7,6 pe scara Richter. Inevitabil nu se putea să nu se soldeze cu avarii îndeosebi la clădirile vechi. Dar ce s-a întâmplat acum întrece orice închipuire. În câteva clipe, blocuri noi de 8, 9, 10 etaje au căzut prăbușindu-se de parcă ar fi fost construite din nisip, iar structurile de rezistență din paie. Au fost în jur de 1500 de replici, iar numărul morților s-a estimat la aproximativ 40.000. În zilele următoare, turcii au anunțat că au fost arestați mai mulți dezvoltatori imobiliari. Mult prea târziu, dar s-a dat un semnal de luat în seamă oriunde în lume. Corupția poate ucide. Am călătorit mult prin lume în ultimele 4 decenii și am vizitat peste 40 de țări situate pe 4 continente. S-au adunat de-a lungul anilor așa de multe amintiri, încât la un moment dat ele se învălmășesc în suflet și pe retină, de nu mai reușesc să le ordonez. Sunt apoi mii de diapozitive și de fotografii, suveniruri, pietre și scoici adunate în zilele când am ajuns în destinații și pe plaje celebre din Europa, America, Asia sau Africa. Sunt născut vara în zone aleului, așa că multe dintre vacanțele am petrecut în țări și stațiuni riverane mediteranei. Grecia continentală și insulele sale de vis ocupă un loc special în sufletul meu. Pentru că am ajuns în 32 de insule grecești, am afirmat recent într-un review apărut în presa argeșeană că sunt doctor în acest domeniu. Sigur că am fost în metropole precum Paris, Roma, Londra, Moscova, Leningrad, Amsterdam, Lisabona, Madrid, München, Milano, Tel Aviv, Casablanca, Berlin sau Cairo. Fiind un mare iubitor al istoriei antice, am văzut multe situri arheologice din Tunisia, Turcia, Grecia, Italia sau Iordania. An de zile n-am ajuns ca turist în țări din Orientul Mijlociu. Asta pentru că acolo sunt teritorii periculoase, unde mocnește fundamentalismul islamic, ce poate duce oricând la conflicte, atentate și lupte de stradă violente. Nu sunt ahtiat după shopping și mall-uri, precum tinerii care în ultimii ani au fost în repetate rânduri în Dubai. În primăvara lui 2018 am fost totuși câteva zile în acest miraculos oraș-stat, parte componentă a Emiratelor Arabe Unite. Sincer, a fost o revelație și de multe ori îmi venea să mă ciupesc spre a mă trezi dintr-un vis ce nu părea să fie adevărat. Opulență, măreție și merga urbanism într-un deșert inospitalier până în urmă cu 60-70 de ani. Cum de alții reușesc asemenea performanțe în timp ce noi în 30 de ani n-am putut termina o singură autostradă precum cele din vestul Europei, știm cu toții. Se muncește de mântuială, iar cine împarte banii europeni sau din PIB împarte și face. De ce am optat pentru Sultanatul Oman din Peninsula Arabică? Nepoții mei, Dana, Anca și Laura, au făcut această alegere ce avea să fie la final una de referință și dincolo de orice așteptare.
Ni s-a alăturat, precum și cu ani în urmă, în Mexic, Sri Lanka, Republica Dominicană, Thailanda și Singapore, cumnatul meu Adrian, tatăl lui Dan. Perioada a fost între 18 până pe 24 februarie. Pentru că distanța dintre Otopeni și Oman este mare, iar uneori se parcurge prin două zboruri, cu o escală de 3 ore între ele, prima și ultima zi sunt pierdute și obositoare. Am zburat spre destinație cu un Airbus 320 al companiei Qatar Air. La acest moment, una dintre cele mai sigure și performante din lume. În anii trecuți am plecat spre Asia de Sud-Est și cu varianta A350 și are pe fiecare aripă câte două motoare uriașe și 47 de rânduri de scaune. Sigla avioanelor acestei redutabile companii este un cap de antilopă Oryx, ce are două coarne subțiri și lungi de aproximativ 50 de centimetri paralele între ele. Este o specie pe cale de dispariție care trăiește în peninsula arabică. Majoritatea însoțitoarelor de bord sunt femei tinere cu fizionomii tipic asiatice, cu fustă, sacou și bonetă de culoare vișinie. Toate scaunele din avion au fost ocupate. Masca de protecție nu mai este obligatorie și din 180 de pasageri, doar vreo 3 au purtat-o în timpul zborului. Erau multe familii cu copii preșcolari sau adolescenți și au beneficiat de o vacanță de o săptămână. După Doha, capitala Qatarului, urmau să se îmbarce în alte avioane spre Vietnam, Thailanda, Singapore, Sri Lanka sau Africa de Sud, destinații din ce în ce mai alese de români. La ora 17, după ce a parcurs lezi distanța până la locul unde își așteaptă rândul la decolare, brusc motoarele puternice sunt ambalate la maximum, se aude un huruit de parcă s-a pus în mișcare o divizie de tancuri, apoi în câteva clipe această minune a tehnicii se desprinde ușor precum un planor și urcă în câteva minute spre altitudinea de 10.000 de metri. Ca de fiecare dată când am zburat pe distanțe lungi, alături cu nelipsitul carnețel în care îmi notez totul, urmăresc pe monitorul de pe speteaza scaunului din față grafica animată a zborului. Spre deosebire de alte companii cu care am zburat în ultimii ani, Qatar Air se respectă. La nicio oră de la decolare apar cărucioarele însoțitoarelor de bord și fiecare pasager primește gratuit la alegere. Coniac, vin alb, vin roșu, șampanie, bere, răcoritoare, friptură de pasăre, paste, salată de legume și ceva dulce și cafea. Durata zborului a fost de 4 ore și jumătate. S-a survolat Ankara, Baku, apoi spre sud, Kurdistan, Bagdad, Kirkuk, Golful Persic, Kuwait, Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Arabia Saudită și Qatar, cu aterizare la Doha pe uriașul și inegalabilul aeroport Hamad, inaugurat în 2014. În 2019, 38 de milioane de pasageri au sosit sau au plecat de aici, de pe Hamad. 38 de milioane. În timpul escalei de 2 ore, am mers la pas prin acest Goliat al aviației mondiale pe care aterizează sau decolează aeronave spre 150 de destinații de pe tot globul. Privești, rămâi mut de uimire și te crucești. Bun gust și rafinament, curățenie exemplară, cele mai speciale materiale de construcție, granit, marmură, aluminiu, sticlă incasabilă, piele precum cea de Cordoba, un uriaș duty free, scări rulante, plasme și ecrane pe care sunt proiectate reclame și tot soiul de informații, orhidee și palmieri falnici înalți de 5-6 metri în interiorul aeroportului. Pentru al 7-lea an consecutiv a fost declarat cel mai bun aeroport din lume. În ultimii ani l-am mai văzut de 6 ori, iar de fiecare dată impresia a fost copleșitoare. Bate în eleganță și media construcție aeroporturile de la Paris, Londra, Roma, Amsterdam, München și Singapore, pe care am ajuns de-a lungul anilor. În zona ultracentrală, cel mai spectaculos pavilion aparține brandului Louis Vuitton. O minge precum cea folosită la ultimul campionat mondial de fotbal desfășurat în Qatar costa $172. Pe fuselajul multor avioane scrie cu litere mari roșii FIFA World Cup 2022. Pentru a decola spre Muscat, capitala Omanului, ne-am urcat în uriașul Airbus 350-1000. Este un adevărat monstru ce pur și simplu te sperie și zici în gând că o asemenea minunăție nu are cum să învingă forța de gravitație a Pământului, apoi să se înalțe și să zboare. Are câte un motor pe fiecare aripă și 47 de rânduri cu câte 9 scaune. De la Doha la Muscat,
sunt 700 de kilometri, iar de la Otopeni până la Muscat sunt în total 10.057 de kilometri. Costul biletului dus întors este 500 de euro. Fără să legalezi în vreun fel pe cel de la Doha, aeroportul din Muscat este cel puțin similar cu ce se poate vedea prin lumea bună a Europei. Pentru că urma să rămânem numai 5 zile, nu a fost nevoie de viză obținută la aterizare. Ne-am potrivit ceasurile dându-le cu 2 ore înainte față de ora României. Niște vameși cam ni s-a părut ușor încuiați la cap, care cred că habar nu aveau unde-i țara din care veneam noi, ne-au tot fotografiat, apoi ne-au luat amprentele ambelor palme și separat ale policelor. De la aeroport până la hotelul de 5 stele care ne-a găzduit, un microbus Toyota cu 6 locuri a făcut 20 de minute pe o autostradă fără cusuri, cu câte 3 benzi de circulație pe sens. În Oman, ca și în Dubai sau Abu Dhabi, toate șoselele sunt luminate întreaga noapte. După atâtea ore de când plecasem de acasă, petrecute pe în aeroportul sau suspendat la 10.000 de metri între cer și pământ, frânți de oboseală ne-am culcat la ora locală 6 dimineața, 4 în România. Hotelul, construit într-o zonă rezidențială a Muscatului, este elegant și extrem de curat, iar când ajungi în marele hol de la etajul 1, unde este recepția, parcă ai pătruns într-un palat arabesc precum în 1001 de nopți. Chiar dacă eram foarte obosit, așa cum mi se întâmplă de fiecare dată când ajung într-un loc în care n-am mai fost, n-am putut dormi mai mult de 2 ore. La ora locală 7:05 în România am început să revăd ce mi-am notat în carnețelul meu despre acest sultanat. Sumar, pentru că atât am găsit în Enciclopedia Statelor Lumii, alte surse de informație lipsindu-mi, cât despre cunoscuți care să-și fi petrecut aici câteva zile n-am avut. Prima surpriză. Sultanatul Oman are o suprafață de 309.500 km² semnificativ mai mare decât a României, ce măsoară 238.391 km². Ca relief predomină deșertul cu dune de nisip, precum sunt cele din Sahara, și munți din granit de culoare maronie înalți de 100-200 de metri, pe care foarte rar se pot vedea cactuși, ciulini și tufe anemice de mărăcini. În zilele următoare am parcurs câteva sute de kilometri, atât pe o șosea șerpuită prin munți, precum ar fi transfăgărășanul nostru, cât și pe terenuri ca în palmă situate la nivelul mării. Ai spune că e vorba de șez, dar solul este pietros și nu se poate cultiva nimic pe el. Totuși, pârcuri răzlețe de cămile și de capre bântuie aiurea în speranța că vor găsi ceva de mâncare. Într-o zonă atât de pustie și de săracă precum este peninsula arabică, bunul Allah a făcut din niște vitregiți ai sorții, miliardari care oriunde sapă dau de petrol și gaze. Exploatarea acestor uriașe rezerve a făcut minuni. În 6-7 decenii, deșertul inospitalier din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain și Oman s-au transformat într-un adevărat paradis miraculos și prosper. În Sultanatul Oman, o populație de aproximativ 5 milioane de nativi are un standard de viață așa cum foarte rar am mai pomenit în peregrinările mele prin lume. Islamul este religia oficială, iar Coranul Cartea Sfântă. Femeile pot lucra în orice domeniu precum bărbații. Recent Oman Air a angajat prima femeie pilot de avion spre orice destinație din lume. Muncile grele din domeniul construcțiilor de tot felul și din infrastructura formidabilă de autostrăzi, cei care toată ziua întrețin curățenia de pe străzi și în hoteluri, care se ocupă de spațiile verzi și de flori, piscine și de amenajarea plajelor din zone de litoral, sunt expați provenind din Africa, Nepal, India, Filipine sau țări din Asia. Sultanatul se învecinează de jur împrejur, începând din est cu Oceanul Indian, Marea Arabiei, Golful Oman, Golful Persic, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Yemen. Nu are niciun fel de conflicte teritoriale sau de natură politică. Este o monarhie absolută, nu are parlament, partide politice sau sindicate. La baza tuturor legilor este legea sacră islamică Sharia. Sultanul are un consiliu consultativ, un fel de sfat al bătrânilor format din 85 de membri. În secolul VII, teritoriul a fost înglobat în Califatul Arab, iar între 1508 și 1650 a fost ocupat de portughezi, dar nu cu statut de colonie. În secolul XVII, o familie de berberi înstăriți a fondat dinastia Saidită, avându-l ca sultan pe Ahmad ibn Said,
urmașii pe linia masculină din această familie au urcat pe tron, conducând și azi destinul de poveste al acestui sultanat. În 1869 s-a inaugurat canalul Suez, iar între 1891 și 1958 Omanul a fost sub protectorat britanic. Exploatarea petrolului și a gazelor a început în 1967, de atunci totul s-a schimbat, iar Allah a transformat în rai deșertul din Oman. A decedat în 2020, după 50 de ani de domnie, înțeleptul sultan Qaboos bin Said bin Taimur bin Faisal al Said. A fost un om providențial și empatic cu ai săi conaționali. Resursele de petrol și gaze au permis să radă de pe fața pământului sate amărâte de pescari și beduini de pe litoralul Mării Arabiei, fondând orașul Muscat, o minune arhitectonică, declara capitala sultanatului. S-au construit autostrăzi formidabile, s-au adus milioane de tone de pământ de flori, s-au plantat arbori decorativi și sute de mii de palmieri, pentru a căror irigare permanentă la picătură se folosește apă desalinizată din ocean. Omanul nu are nicio apă curgătoare. Populația este extrem de civilizată, alfabetizată în proporție de 93%, tradiționalistă în stilul de viață și în construcții. Toți sunt vorbitori de limbă engleză. Acest sultan nu a avut copii. L-a urmat pe tron un nepot de soră, His Majesty Sultan Haitham. Ca fizionomie sunt foarte asemănători. În holul de la recepția hotelului care ne-a găzduit, dar și pe fațada unor clădiri din capitală, chipurile lor apar alăturate cu turbane pe cap, bărbi încărunțite, sutana albă și lungă tradițională. Pentru cele 5 zile ale acestei vacanțe, știm că aici vom avea parte de o climă tropicală, ne-am luat cu noi o ținută precum vara în Grecia. Adidas, pantaloni scurți, tricouri și cămăși cu mâne scurte, slipuri și pijamale adecvate. Prognoza estimată încă de când eram în țară s-a confirmat în tocmai. Zile perfect senine, temperaturi între 24 și 32 de grade Celsius. Aer curat, niciun fel de poluare, oricât de mult am mers pe jos, nu am transpirat. Duminică 19 februarie a fost prima zi a prezenței noastre aici, într-un hotel fără cusur, construit chiar pe plaja din nord-estul Mării Arabiei, parte componentă a Oceanului Indian. De pe balconul camerei cu vedere spre mare, de la etajul 2, la ora 7:30, am fotografiat un reușit răsărit de soare. Când am coborât la parter pentru micul dejun care i-a servit între orele 6:30 și 10, am constatat că hotelul este plin de turiști de toate vârstele, majoritatea europeni, dar și arabi sau asiatici. Lume bună, emancipată și extrem de civilizată. Se putea mânca la mese din interior, dar și pe terasa descoperită. Oferta în regim de bufet suedez era atât de variată, încât nu cred că și cel mai pretențios turist ar putea dori ceva care să nu se găsească pe platouri, fără ca să existe vreo restricție cantitativă pentru ce își pune fiecare în farfurie. Apoi, în mijlocul restaurantului, într-o frapieră mare cât un cazan în care la noi se îmbotează copiii, pe cuburi de gheață, permanent, între 6:30 și 10, erau câteva sticle de șampanie din care te autotratai de ori câte ori o sete nu-ți dădea pace. Când am mers pentru a obține diferite informații de la recepția hotelului situată la etajul 1, ne-au intersectat cu destui tineri bărbați omanezi. Sunt în general prezentabili, iar unii de-a dreptul carismatici. Niciunul nu-i îmbrăcat europenește la costum și cravată. Toți au aceeași ținută, pe cap turban alb sau în carouri mici, alb negru sau alb roșu. Sutana lungă până la fluierul picioarelor este dintr-un fel de poplin de un alb imaculat pe cum spuma laptelui. Nimeni nu poartă șosete, ci au picioarele goale, încălțate cu sandale sau șlapi din piele de calitate. Majoritatea poartă barbă sau cel puțin mustață. Când trec pe lângă tine, lasă în urma lor un miros de parfumuri fine. După vârsta de 60 de ani, încep să aibă burtă și nu mai sunt așa de prezentabili precum în prima tinerețe. Vegetația din curtea hotelului este precum într-o grădină botanică. Câte ziulica de mare, doi asiatici mătură, strâng orice frunză uscată și pigulesc florile care nu sunt într-o stare impecabilă. Între ora 8 și 9 dimineața, alți doi asiatici curăță piscina cu apă caldă, lungă de 40 de metri, lată de 15 metri și adâncă de 1 metru și jumătate. Apoi se coboară câteva trepte și urmează plaja mării, lată de 150 de metri, cu nisip fin și intrare lentă în apă. Pe șezlongurile de la piscină, la ora 10, nu mai găsești niciun loc liber.
Câțiva tineri africani te conduc pe plaja de la mare, îți deschid umbrelele pentru contrasoarelui și îți lasă gratuit o cutie mică frigorifică în care sunt 4 sticle cu apă plată de câte o jumătate de kilogram. În 2 zile de plajă, cine nu folosește creme cu factor de protecție 50+, se înroșește ca racul fiert. Ni s-a spus de la recepție că pentru cumpărături și orice alte plăți nu se admite nicio altă monedă decât cea a sultanatului. Rial este numele acestei monede. Și cu sinceritate ne-au sfătuit să ieșim spre a beneficia la o casă de schimb de o sumă mai mare decât cea de la hotelul în care am stat. Cardurile pot fi folosite. Am avut astfel o primă posibilitate să vedem pe străzile din apropierea hotelului ce înseamnă cu adevărat o zonă rezidențială unde nimic nu se construiește de mântuială, precum în Turcia, recent lovită de cutremure, sau în țara lui Dorel, cel șmecher, descurcăresc și furăcios. Totul strălucește de curățenie, de ne-am reamintit că la fel am văzut și cu ani în urmă în Dubai și Abu Dhabi. Armate de asiatici, înarmați cu mopuri, spray-uri, mături și detergenți, trebăluiesc non-stop pe străzi, prin parcuri, cafenele, restaurante și WC-uri, spală vitrinele clădirilor administrative sau ale zecilor de buticuri ultra-elegante. Îți vine să zici că nu e adevărat. Totul denotă potență financiară și un bun gust de săvârșit al oricărui tip de construcții, a publicității stradale, a fântânilor arteziene și a iluminatului fără grijă pentru prețul kilovatului. Am avut colegi arabi și în studenție și în anii de secundariat în dermatologie la București. Genetic ei nu sunt neapărat niște hărnicuți și ordonați în relațiile interumane, sunt alunecoși și descurcăreți, iar odată plecați de lângă familia lor, uită de rigorile Coranului legate îndeoseb de alcool. Dacă la acest moment în lumea arabă este ordine, disciplină, iar despre infracționalitate nu se poate vorbi, este cauza sancțiunilor și amenzilor foarte mari, de reținut. N-am scris de reținut, dar spun așa, să se audă. În acea primă ieșire în orașul capitală, dar și în zilele următoare, în Oman n-am văzut niciun zgârie nori. Sultanul, care a domnit 50 de ani, a impus un stil tradiționalist al construcțiilor, ce nu pot depăși și nici măcar egala înălțimea minaretelor de la Marea Moschee, pe care am vizitat-o în ziua următoare. Toate construcțiile au maximum 4 etaje. Ordonat construite în stilul suplu și elegant al arhitecturii arabe, nu înghesuite și dispuse al andala, îți bucură ochii vilișoare, nu viloaie de prosgust, având calcanul vopsit în alb, crem sau gălbui. Apoi spațiile comerciale, sediile de bănci și de multinaționale, restaurantele, terasele și cofetăriile, o vegetație luxuriantă formată din palmieri, ficuși giganți, tufe de asomie și hectare de buganvilea cu flori mov și galbene. Pe străzi, dar și oriunde intri în spații comerciale, bănci sau restaurante, miroase a iasomie, bețișoare parfumate și tămâie. Fiecare casă privată are garaj subteran, iar în partea din spate, o mică grădină unde spre a putea intra trebuie să ai telecomanda de la o barieră. Cât despre mașinile de ultimă generație care sunt șofate prudent, nu precum la raliuri, predomină Toyota, Mercedes, BMW, Hyundai și Kia. Majoritatea taxiurilor sunt Toyota, limuzine sau SUV-uri 4x4 de culoare crem sau albă. La o casă de schimb valutar pentru 100 de euro am primit 39 de riali. Iată și ordinea țărilor a căror monedă avea în acea zi cea mai mare valoare la nivel mondial. 2 puncte. Kuwait, Bahrain, Oman, Iordania, Anglia, insulele Cayman, Elveția, SUA și Canada. Bagnotele de rial sunt elegante, nu murdare sau șifonate precum în țările din Asia. Cu banii de cheltuială în buzunar am intrat pe principala stradă comercială din cartier. Se numește Almouj și este foarte elegantă. Palmieri falnici, ale căror trunchiuri groase sunt înfășurate în instalații luminoase, precum folosim și noi pentru pomul de Crăciun. Multe restaurante cu specific japonez, libanez și grecesc, gelaterii și cafenele. Oriunde prețurile sunt măricele. Erau mulți localnici ieșiți la plimbare cu soția, în paranteză soțiile și copiii. Începând cu sultanul până la ultimul omanez, Coranul permite bărbaților să aibă 4 neveste. Asta e, fiecare țară cu noroc, fiecare bărbat...
cu necazurile și cu norocurile lui. Am ajuns și în zona ultra-elegantă a Marinei, unde pe canale betonate, exact cum am văzut și în Dubai, apa din ocean este adusă până în preajma caselor sau a instituțiilor publice, unde se văd iahturi și bărci cu motor legate cu parâme de pontonuri. Pentru că ne place felul în care gătesc, simplu și foarte gustos, în acea seară am cinat la un restaurant libanez. Am ales două feluri de humus, salată de vinete, un amestec de bucăți mici de carne, de pasăre, vită și oaie, într-un sos condimentat numit tahina și obținut din pastă de susan. Desigur, apă plată și suc de rodii, fără nicio picătură de alcool. În următoarele trei zile, dacă ziceți că v-ați plictisit, mă opresc. Sau mai facem o pauză. În ultimele trei zile, conform unui program cu trasee prestabilite și plătite din țară, între orele 8:30 și 16, am avut ocazia de a ne face o imagine completă despre acest sultanat. Totul a fost peste așteptări și sunt convins că în câțiva ani el va deveni o destinație de vacanță foarte căutată. Cu nicio secundă, mai devreme sau mai târziu, la ora 8:30, în holul somptosului hotel, a intrat un arab în ținuta tradițională, turban pe cap, sutan alb până în pământ, sandale din piele și picioare fără șosete. S-a îndreptat țintit spre grupul nostru format de 5 persoane, spunându-ne că numele său este Nabel și că ne va fi ghid în Oman timp de 3 zile. În vârstă de aproximativ 60 de ani, fără pic de burtă, calm, cu zâmbetul pe buze, empatic și bun vorbitor de engleză. În mulțimea de mașini 4x4 sau limuzine din parcare ne-au indicat un microbus Toyota de culoare albă și 8 locuri în care ne-am urcat și am plecat să vedem mai multe obiective din capitala Muscat. Distanța de la hotelul cu ce ne-a găzduit până la în centru, unde este un fort portughez construit pe o colină din preajma mării, în 1580, sunt 38 de kilometri, deci până în centrul capitalei sunt 38 de kilometri. Fost absolvent al unei facultăți de jurnalism și tatăl la 9 copii, Nabel a condus ca un profesionist microbuzul și a răspuns la toate întrebările puse de Dan. Nu l-am întrebat de la câte neveste are atâția copii. Pe o infrastructură impecabilă de autostrăzi și sosele suspendate se circulă în viteză, dar prudent. Sunt mai multe sensuri giratorii decât semafoare, ceea ce face fluent traficul a zeci de mii de limuzine îndeosebi Toyota. De o parte și de alta, celor trei benzi de circulație pe sens sunt vile și blocuri cochete de 3-4 etaje, complexe comerciale, sedii de multinaționale, mii de palmieri și adevărate păduri de buganvilea ce colorează super peisajul. Firmele sunt scrise în arabă și în engleză. Pe una dintre ele am citit Fitness for Ladies. În cele trei zile am văzut multe moschei având dimensiunea unei biserici de pe la noi, dar n-am auzit niciodată vocea muezinilor care îi cheamă de 5 ori pe zi pe musulman la rugăciune. Primul obiectiv vizitat a fost Marea Moschee Sultan Qaboos, construită pe o suprafață de 416.000 de kilometri pătrați, având o cupolă aurită și 4 minarete înalte de forma unor creioane ascuțite. În imensul parc din jur, amenajat de arhitecți peisagiști, este o nebunie de palmieri, trandafiri japonezi înfloriți, mii de arbuși tunși în diferite forme și cât vezi cu ochii câmpuri de flori de toate culorile. Erau multe grupuri de turiști. Spre a putea pătrunde în marea sală de rugăciune de sub cupola ce se înalță la 50 de metri deasupra podelei, atât bărbații cât și femeile trebuie să îmbrace pelerine lungi, precum au arabii, și să se descalțe punându-și încălțămintea într-un rastel. Dacă creștinii de religie catolică au umplut în secolele 12, 13, 14, 15 Europa de catedrale uriașe în stil gotic, șeicii și sultanii putre de bogați din peninsula arabică n-au vrut să se lase mai prejos. La sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21 au investit imens în moschei de o măreție incontestabilă, dar care ție venit din lumea ortodoxă nu trezesc nimic, nicio emoție. În 1993 s-a inițiat un concurs, iar firma care l-a câștigat a terminat construcția între anii 1995 și 2001, când a fost inaugurată cu mare fast. Au fost folosite materiale foarte scumpe, aduse din toată lumea. Gresie indiană, foițe de aur, un imens candelabru fabricat în Germania, cel mai mare covor țesut manual în Iran, având 1.700.000.000 de noduri și cântărind 21 de tone. Se găsește în marea sală de rugăciune de formă pătrată cu laturile de câte 74 de metri. Mă refer la acel
cum am zis, covor. Așa. Aici pot intra separat, adică intră bărbații separat și femeile separat, în jur de 7000 de credincioși, bărbați și femei. Într-un top 3 al celor mai grozave moschei din lumea arabă pe care le-am vizitat în ultimii ani, ordinea ar fi Moschea Sheikh Zayed din Abu Dhabi. Este cea mai frumoasă, seamănă cu Taj Mahalul din India și a fost construită în 11 ani, 1996-2007. A fost proiectată de un arhitect sirian, iar în marea sală de rugăciuni pot intra 41.000 de arabi. Mai mult decât interiorul, unde pereții sunt placați cu marmură divers colorată și piatră de coral, m-a uimit formidabila explanadă din fața intrării, pe care nu ești lăsat să calci chiar de scult fiind. Este realizată din dale imense de marmură albă de Carrara, lustruită și decorate cu desene florale și culori pastelate. Pe locul 2 este moscheea Sultan Qaboos din Oman, iar pe locul 3 moscheea lui Hasan al II-lea din Maroc, construită în 6 ani după 1987 de un consorțiu francez. Prețul estimat ar fi fost la asta din Maroc 5 miliarde de euro. La subsol sunt 41 de fântâni din marmură unde credincioșii se spală înainte de rugăciune pe mâini și pe față, pe picioare, în nas și în urechi. Bărbații se spală separat de femei. Pot intra la rugăciune 25.000 de persoane de religie islamică într-un interior întunecat de 20.000 de metri pătrați. Minaretul principal este cel mai înalt din lume. Această moschee din Casablanca, cel mai mare oraș marocan, parcă un cavou rece care nu-și prea găsește locul într-o metropolă elegantă, cosmopolită și franțuzită. Filmul Casablanca, realizat de Michael Curtis în 1942, este de multă lume considerat cea mai bună ecranizare din toate timpurile. Povestea de dragoste dintre Ingrid Bergman și Humphrey Bogart este una ce nu poate fi uitată. Nu a fost filmat în acest oraș și în America. După ce s-a vizitat moscheea, am reintrat pe autostrada care ne-a dus spre kilometrul zero al capitalei Muscat, oprindu-ne într-o parcare din apropiere de portul principal al sultanatului. Era spre orele prânzului, termometrele arătau 32 de grade Celsius. În port, unul lângă altul, erau ancorate două iahturi ale suveranului. Avea fiecare câte 5 punți, iar prin eleganță și dimensiuni semănau cu embarcațiuni similare ale unor miliardari ruși pe care le-am admirat în ultimii ani prin porturi din cele mai frumoase insule grecești. Sub același acoperiș este aici o piață de pește și una de legume și fructe. La acea oră, la mesele din piatră ale negustorilor se găseau încă de vânzare exemplare mari de rechini, ton, pește spadă și alte... și alte specii destul de ciudate cum n-am prea văzut. În piața de legume și fructe absolut toți precupeții erau bărbați vârstnici de peste 60 de ani îmbrăcați tradițional în sutane albe până la pământ. Pe câțiva i-am fotografiat, dar nu înainte de a le cere permisiunea. Vindeau legume și tot soiul, de tot soiul, curmale, sucuri și gemuri din fructe tropicale. Am vizitat micul Muzeu Național Beit al-Zabair. Imediat la intrare, pe două panouri mari, se poate vedea arborele genealogic al familiei celor din dinastia Saidită, fondată în secolul XVII. De atunci și până în acest moment, toți cei care s-au succedat la tron au provenit din această familie. Chipurile lor sunt așa de asemănătoare, de parcă au fost copiate la Xerox, unul după altul. Tot aici, la kilometru zero, este un mare bazar oriental, ce seamănă cu prin spații comerciale și atmosferă cu cele văzute de-a lungul anilor în Tunisia, Turcia, Maroc, Dubai sau Abu Dhabi. Domn doctor, da, vă propun să facem o pauză. Perfect. O să revenim cu interesanta Perfect. Lectură despre Oman. Perfect. Și așteptăm și intervențiile... După ce facem o pauză, da? Da, intervenții și tematice ale invitaților noștri. O rog pe Cristina Munteanu. În contextul Zilei Mondiale a Libertății Presei, vrem și intervenții tematice, sunt aici reprezentanții instituțiilor media. Absolut, vrei, și bineînțeles și un dialog cu dumneavoastră. Oricum nu era nevoie să ne convingeți. Era clar că noi vă cunoaștem majoritatea dintre noi cărțile. Așteptăm știm, cartea. Așteptăm această carte. E clar că ne puteți... La microfon am să vă rog. Face parte, da, din parte din al nouălea volum, care probabil că va fi terminat spre sfârșitul anului ăsta. Eu am o întrebare acum. Când aveați timp să fiți turist?
Când ați scris? Când scriați? Pentru că noi știm că un reporter se impregnează cu tot ce vede și trebuie să scrie repede. Dom'le, trebuie să vă spun ceva. De când eram copil, eu dorm foarte puțin și nu se observă, nu obosesc. De când mă știu, și student când eram, dacă făceam un revelion până la ora 6 dimineața cu prieteni și veneam acasă, la ora 7 mă sculam din pat. De obicei, azi de dimineață, dar în toate diminețile, fie vară, fie iarnă, fie orice anotimp, fie la Mamaia, fie în Făgăraș sau pe o insulă grecească, eu mă trezesc la 4:30, 5 și la 6 sunt în mare. Bun, una e să vă treziți, alta e să și scrieți. Not. Când scriați? Asta este întrebarea mea. Ați scris din memorie când v-ați întors? Nu din memorie. Sau scrieți pe măsură ce aveți un carnețel la dumneavoastră? Nu, am carnețel în care nu notez totul, absolut. Iar când ajung acasă într-o săptămână, două, după ce mă odihnesc puțin și le văd, developez fotografiile, stau cu ele în față, ce-mi notez și scriu. Nu dorm noaptea, cu toate că seara mi se face uneori somn pe la 10:30, 11, ratez multe meciuri de fotbal. În tinerețea mea am jucat și fotbal la Medicina București, pe vremuri, așa, dar am ratat meciuri pentru că mă ia somnul, dar la 4 sunt sculat și scriu uneori între 4 și 6, alteori când vin de la cabinet după amiaza, 2-3 ore. Nu mai trebuie să vă spunem că aveți un talent nativ, că nu despre asta. Este un talent nativ să poți să scrii sau poți să notezi, este una, iar să scrii așa cum scrieți dumneavoastră, încât să transpui pe celălalt acolo, este alta. Toată lumea care m-a citit de-a lungul anilor, mai ales în cărțile de călătorii, mi-a spus: "Domne, am avut senzația că am fost acolo lângă dumneavoastră." Da, un observator foarte fin. Nu-mi scapă nimic. Nimic, lucruri care ar putea fi banale. Ce am mâncat într-o zi, cum mirosea o stradă, cum mirosea o floare, cum era colorat un bloc și așa mai departe. Nimic nu scapă. Totul îmi notez, dichisit, ce am uitat, dacă nu pot câteodată, sunt în autocar sau într-un microbus ca ăsta, nu pot să scrii, că ies niște... Da, dar când ajung la hotel, imediat îmi notez ce am uitat să scriu. Vă rog, domnul Cocea. Mi-a plăcut. Și eu sunt scriitor de... Vă mulțumesc! Reportaj de călătorie, sunt un mare cititor de reportaj. Observ la dumneavoastră o minuție a scriiturii. Sunteți atent, într-adevăr, la toate detaliile. Cititorul poate să respingă scriitura sau poate să plonjeze în ea, că e ca la alegere, știți? Dar e bine că o țineți la foc întreținut, adică mi se pare o tensiune a scriiturii păstrată, în sensul că observați în continuare totul. Cred că ați prins și structuri narrative, aveți și povestire, aveți și întâmplare, nu v-am citit decât una sau două din cărți. Și, într-adevăr, e ca o fotografie de rezoluție foarte mare, cam așa o văd eu. Alții scriu ceva mai impresionist, merg foarte mult pe metaforă, pe imagine. Dumneavoastră sunteți aproape realist în ceea ce face și vă spun, imaginea de asta este scritură de rezoluție foarte, foarte mare. Interesant, foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult. Sigur, oricine are intervenție pe ceea ce discutăm, mai ales că sunt domnul aici. Domnul director și, Cristi Vasile, da, mai ales că eu aveam o întrebare apropo de domnul director Cristi Vasile și în dreapta mea domnul director Mihai Golescu. Astăzi vă puteți permite să plătiți jurnaliști care scriu reportaj? Vă întreb. Să nu-i plătiți. Sunt curios ce o să zică prietenul Cristi Vasile, care a văzut toată lumea. Da, mulțumesc. Da, are Eminescu o poezie care zice el în poezia aia că fiecare când vorbește se înalță pe el, nu pe cel despre care vrea să vorbească. Da. Nu, o iluzie. Am întârziat astăzi și îmi cer scuze, dar am întârziat pentru că am făcut check-in-ul la o cursă Madrid Las Palmas. Și dacă tot începusem și nu mergea foarte bine, așa, am întârziat. Asta este ce am zis ca Eminescu, să zic adică așa. Tot în notă de călătorie. Da. Anul trecut am petrecut revelionul în Las Palmas. Da. În Gran Canaria.
în Gran Canaria. Da. Ca replică la întrebare, întrebarea mea este, ar mai fi multe lucruri pe care, multe locuri pe care nu le-ați văzut? Oh, cum să nu? Sigur că ar mai fi. Dar le-am luat și eu în... În primii ani am dorit foarte mult, am citit foarte mult în adolescență și în tinerețe, dar mai ales la începutul carierei, cumpăream cărți despre antichitatea greacă, despre tot ce a însemnat civilizația romană și am vrut să văd situri la care alții nu s-ar duce, că aveam un prieten odată și i-am povestit ce am văzut la Troia, cu mulți ani în urmă. Și a zis, ce dracu ai văzut, mă, acolo? Era și el trecut prin școală, ce dracu ai văzut? Niște pietre, niște găuroaie și nu știu ce. Dom'le, așa, și am vrut să văd asta și am văzut multe situri arheologice, am văzut în Grecia, în atâtea insule am fost, așa, am fost în Italia, am fost la Pompei, am fost în situri din, am văzut Cartagina din Tunisia și pe urmă, în funcție de ce apărea în fiecare an, știți, mulți s-ar putea să zică, dom'le, dar de unde își permite să facă aceste călătorii? Da, domnule, îmi permit să fac pentru că eu nu mă, n-am damblaua mașinilor, a vilelor și a apartamentelor pe care să le cumpăr sau cum le spun astea, garsoniere și să le închiriez. Am câștigat suficient pentru că din 1999 în buricul orașului lucrez în privat. Și am câștigat cât să-mi permit să mă duc de 2, 3, 4 ori pe an. Nu m-am dus în croaziere de-alea de... Cel mai mult mi-aș dori să fac o călătorie în jurul lumii. Am acasă în bibliotecă, am uitat să-l scriu aici, pe Blasco Ibanez, cu cele trei volume, formidabile. Călătoria unui scriitor în jurul lumii. Mi-ar plăcea așa ceva, dar nu prea găsesc nici măcar o însoțitoare care să zică, hai că merg eu cu tine. Nepoții mei nu pot, pentru că sunt bugetar, lucrează în client. Eu închid cabinetul, anunț casa de asigurări că lipsesc o săptămână sau 10 zile și cu asta basta. 10 zile. Deci am multe locuri încă de văzut, dar vă spun câteva locuri superbe care mi-au rămas în inimă. Pe primul loc, pentru că apare în toate topurile mondiale de turism, Santorini. Am fost de două ori în Santorini, o dată doar câteva ore venind din Creta și altă dată două săptămâni. Este o nebunie. Acolo m-am diagnosticat singur. Și cartea care descrie aceea se numește Sindromul Santorini. Sindromul Santorini m-a diagnosticat că ar fi o stare de nebunie, așa, de pseudonebunie și de excitație grozavă în momentul când am văzut peisajul ăla de la 400-500 de metri suspendat deasupra mării unde s-a produs când s-a rupt insula în două. Acolo e ceva formidabil. Dar am fost în Ceylon, actualul Sri Lanka. Am fost în Singapore. Am fost în Mauritius. Am fost în insula în care s-a născut Ronaldo, în Madeira. Am fost în Mexic, pe coasta de est. O minune sunt locurile de pe Riviera Croată din Dalmația. Coasta Dalmată, da. De nord până în sud, formidabil. Și am fost în 32 de insule grecești, domnule, mai mult sau mai puțin, am vizitat. Le-am bătut cu pasul, am stat acolo, am văzut, știu despre ce. Am fost în două insule grozave din Golful Mexic. Ați fost, domnul, spuneți-le care sunt, domnul Cristi. Isla Mujeres, formidabilă, poate un peisaj fantastic, și Cozumel, în Golful Persic. Aș mai vrea să vă pun o întrebare. Ziceți, o răspund la orice întrebare. Dar ce întrebare? A zis de Troia. Da. Într-adevăr, sunt câteva pietre, da. Dar la intrare se plătesc 15 euro și au făcut turcii un cal de lemn pe două niveluri și plătești și acolo să te pozezi. Dom'le. De ce nu învățăm noi să facem? Nu, avem atâtea minuni în județul nostru și nu știm decât cum să le mormântăm. Întrebarea mea este, sesizați diferența între... Dar cum să nu? Dar cum să nu? O sesizez foarte bine și o și scriu. Și am avut întotdeauna, cum să spun eu, mi-am permis să scriu. Ați avut vreun semnal despre vreun decident român care are legături cu chestiile astea? Cu care chestii? Cu modul în care se face turismul în România, modul în care se gândește, modul în care se face frunză.
știu eu. Când era redactor, când era proprietarul, patronul editurii Paralela 45, prietenul nostru comun, Călin Vlasie, i-a propus patronului de la Paralela 45 din București să vină să-mi dea o, nu eram atunci în privat, să-mi dea o sponsorizare oarecare, să ne înfrățim Paralela 45 a editura cu Paralela 45 de turism și eu o să le fac cadou 30, 40, 50 de cărți, ca la final când vine cineva să cumpere o vacanță în Grecia, uite domnule, o vacanță în Grecia, două cărți acolo, una se numește Sindromul Santorini și alta cu Mediterana la poartă. Prima dată a zis că da, îl interesează foarte tare și pe urmă i-a dat lui Vlasie telefon și a zis nu domnule, nu mă interesează. Și atunci ce să, cine altcineva să, nu știu. Deci, reportajul costă. Întrebarea mea, deși ați eludat-o foarte bine, este ați mai plăti în redacțiile dumneavoastră reporteri care să consume energie, timp foarte mult pentru un reportaj? Îl citește cineva astăzi? N-am răspuns. Deci este foarte dificil de răspuns. N-am răspuns că mi se pare dialogul inutil în sensul ăsta. Cinstit. Ce facem noi aici, gazetari? Ne dăm la putere? Care putere, domne? Ați văzut cine a ajuns la putere? Câtă cultură au, ca să înțeleagă? Am ascultat fascinat ce a spus Viorel. Dacă ascultă o oră de asta, ăla ori rămâne tâmpit, ori are minte și zice, băi, câte lucruri am putea să facem și noi? Pentru că mă întreb pe de altă parte, ce spui sau ce spuneți dumneavoastră ca să vorbim la nivelul ăsta de... Da, de ce? Academic. Ne tutuim de o viață. De acord, atunci, mă gândim așa. Dom'le, de ce l-ascultăm pe Viorel acum? Pentru că ne prezintă niște lucruri fantastice. Ca să ce, la urmă urmei? Ca să-i plictisim copiii aia care s-au plictisit și au și plecat? Nu interesează generația asta care vine, nu. Mă uit, aici sunt unii, mă rog, de vârsta mea, mulțumesc că așa sunteți aici, și mă întreb, ce-i de făcut? Că dacă noi suntem gazetari, până la urmă urmei, aia ne întrebăm, ce-i de făcut dacă se întâmplă lucrurile alea acolo, așa și la noi nu? Păi, eu mă întreb mai departe, că asta e meseria noastră, să întrebăm, cât ține, domne, fantasmagoria aia de care vorbești, Viorele, după ce se termine petrolul de dedesubt? N-avea nicio grijă că vor găsi cu ce să continue. Cu ce? Se dezvoltă asta. Pentru cu IT-ul. Pentru că noi avem o țară cu bogății de aur și nu suntem în stare să o valorificăm. N-avea nicio grijă că n-or să sărăcească. Nu cred. Iar acolo se estimează, ce am auzit și eu pe acolo, că cel puțin un secol ei tot vor mai avea. Și gaze și petrol. Eu am citit Sindromul Santorini. Mi-a făcut-o cadou domnul doctor scriitor cu ceva ani în urmă. Și după ce am citit-o, ce aveți cu mine, fraților? Lasă-mă aici să vorbesc cu niște, să mă concentrez la vorbe. Mă tot filmez săptămânal, lunar. Am fost în Santorini după ce am citit cartea asta. N-am avut stare, în vara aia am văzut Santorini. Asta era ideea. Ce vreți mai mult? Și cu ce impresie v-ați întors? Păi cu impresia Sindromul Santorini, evident. Da? Da. Deci am fost în Santorini după ce am citit Sindromul Santorini. Vă povestesc. Da. Ce să fac? Să povestesc eu Santorini mai bine ca dumneavoastră? Nu pot. Vreți să vă mai vând un pont? Duceți-vă în vara asta sau în toamnă, duceți-vă în Madeira. Da, uite, mă face să citesc probabil și o să mă duc. Hai că cu colegul sunt prieten, vreau să supăr, mă ridic totuși în picioare puțin. Să nu uităm că avem, tot suntem aici ziua gazetarilor și suntem mai mulți gazetari, scriitori. Prietenul și colegul meu, iată, întâmplător acum de scaun, Cristian Cocea, a scris o carte despre România misterioasă. El a făcut un ghid și al județului Argeș, turistic, extraordinar. Deci avem și noi gazetari, scriitori care promovează turismul intern, dar mă rog, trebuie și citit de cine trebuie și decidenții, cum se pronunța foarte corect maestrul Golescu, trebuie trași de umăr un pic, pentru că pot să facă. Să știți că eu am observat primarul Gentea ce face în județul în Pitești, din județul Argeș, deja sunt lucruri extraordinare. Uite, eu merg pe jos pe podul de peste râul Doamnei mai întâi, după care trec peste podul de peste râul
Argeș. A pus flori pe banda de metalică, de ghivece cu flori. Deci, iată, e foarte interesant. Eu cred că e primul pod din Europa cu ghivece de flori pe el. N-am văzut până acum. Dumneavoastră ați văzut? Da, multe. Da? Da. Bine, uite, avem și de la Pitești. Deci e foarte bine. Bine, dar în zone cu un turism nemaipomenit. Adică când te duci la poalele Alpilor și mai nu știu pe unde, în niște, nu într-un oraș mare, în niște orășele, în sate, și în ce, orice curs de apă, pe pod, sunt flori și nu știu, lebede care merg. Am văzut, categoric. Da. Dar contează și clima, contează și banii pe care îi ai. Și deci eu așa cum recomand sindromul Santorini și tot ce mai aveți acolo, recomand și călătorile în România misterioasă lui Cristian Cocea și ghidului turistic exemplar pe Argeș. Mulțumim foarte mult. Asta știu, asta spun acum, că tot e vorba de turism. Da, doamna Delia Duminică, da. Decanul Facultății de Jurnalism. Sunt vorbitori care s-au anunțat înainte și aș lăsa să spun cuvântul că au insistat să ia cuvântul. Acu ți-am dat ție cuvântul. Bun, domnul Constantin Băjenaru de la UZPR. În primul rând, aș vrea să-mi dați voie, fiind între prieteni aici, cum s-a spus anterior, să spun și eu, Hristos a înviat, pentru că poate n-am avut ocazia să ne spunem până acum. De departe este clar că noi beneficiem, prin scriitura maestrului dr. Viorel Pătrașcu, de o minte extrem de ordonată. Are abilitatea de a pune în fața cititorului nu 9 copii, cum a făcut sultanul, 24 de copii care sunt ai dumnealui și înseamnă o mare zestre, în primul rând pentru noi argeșenii, în al doilea rând pentru România și de ce nu pentru ceea ce înseamnă ținuturile de dincolo de granițele geografice ale României. Pentru că orice carte sau oricare dintre cele 24 de cărți fiind tradusă într-o limbă de circulație mondială reprezintă fără niciun fel de reținere o capodoperă care înseamnă o abilitate extraordinară. S-a mai spus aici, însă vreau să accentuez că detaliu. Mulțumesc foarte mult. Detaliu mulțumesc. Este făcut de domnul dr. Viorel Pătrașcu și așezat în pagină cu atâta rigoare încât te face să mergi pe urmele pe care dumnealui a călcat cu piciorul, cu mintea sau cu ochiul. Este extrem de interesant cum de reușește, așa cum a întrebat și Cristina, când are timp să scrie, când are timp să vadă, când are timp să cunoască, pentru că până la urmă, pentru asta pleacă domnul dr. Viorel Pătrașcu, acolo unde pleacă. Eu sunt convins că dacă de mâine se va hotărâ să călătorească în România, în interiorul granițelor geografice ale noastre, sunt convins, cum s-a spus aici de prietenul Cristi Vasile și de domnul director Golescu, că va face lucruri extraordinare și din ceea ce avem noi aici, la noi, în interiorul România. Și aș vrea să închid intervenția mea, domnule doctor, felicitându-vă în mod sincer pentru ceea ce faceți de aproape 30 de ani de zile și subscriu și voi fi parte cu contribuția mea atât cât voi reuși și voi putea la ceea ce dumneavoastră ați ridicat aici și o rog pe Cristina, sigur, și maestru Mihai Golescu să susțină acest proiect pe care să-l punem pe picioare la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, pentru că dincolo de ce scriu cei peste 4500 de membri ai UZPR-ului, scrierile domnului dr. Viorel Pătrașcu sunt perle. Nu exagerez cu nimic. Faptul că ele ajung și sub această formulă într-o încăpere
că știți acum, fac o paranteză, esențele tari sunt ținute în sticluțe mici. Suntem într-o sală unde de-a lungul timpului actele de cultură reprezintă și ele la rândul lor o anumită înșiruire, indiferent din ce zonă, a scrierii, a picturii. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dar să știți că m-ați gratulat cu... Mi-a zis maestru. În România eu nu cunosc decât un maestru, pe domnul Cristoiu. Așa. Da, și mă rog. Dacă ziceți că mulți din... Zicea Mișu că cei tineri nu-i interesează, da. La sfatul lui Călin Vlasie, la primele mele cărți, și nu erau nici alea de proastă calitate, zice, trimite-i, bă, lucutare. Și am trimis cărți. Credeți că mi-a răspuns vreunul? Nici nu i-a interesat. Nici măcar să spună, da, domnule, am citit-o. Cineva de la... m-a onorat de două ori, mi-a vorbit la lansările cărților mele, uriașul publicist Tudor Octavian, care era la Academia Cațavencu, a venit, e martor aici și Mișu Golescu. Da, dar ăla mai și citea. Da. Domnule, dar a venit, l-am invitat și a venit. Și așa că la alții nici vorbă, nici măcar să spună... iar datorită faptului că i-am trimis o carte la care țin eu cel mai mult, jurnalul meu, jurnal de la Filipeni, apostolatul unui medic în epoca de aur, i-am trimis-o uriașului critic Dan C. Mihăilescu. Dom'le, Dan C. Mihăilescu mi-a prezentat două cărți la emisiunea lui, omul care aduce cartea de la ProTV. Recenzia despre jurnal de la Filipeni, am fost sunat din Australia de niște evrei plecați de mulți ani și a zis, ești băiatul lui Neanicu, lucraseră în comerț cu tata, am auzit, te-am văzut, cum facem, de unde facem și noi rost de cartea asta. Și din Israel, dar și din Australia. Așa, și mi-a mai prezentat și o carte de tablete. Și ca să nu pară că dar nu pot să nu spun, nu știu dacă... Câți scriitori și publiciști din România au avut onoarea să fie sunați de Nicolae Constantin Munteanu. Pe mine m-a sunat Nicolae Constantin Munteanu de la Europa Liberă, Actualitatea Românească, și mi-a zis, domne, carte precum asta, jurnal de la Filipen, n-am citit de că m-am întors în România. Vă felicit, așa. Restul nu te bagă nimeni în seamă. Înainte de a ajunge aici la întâlnirea cu dumneavoastră, am avut o discuție cu doamna Rodica Subțirelu, redactora șefă a uneia dintre prestigioasele publicații ale UZPR-ului. Lângă celelalte două publicații ale UZPR-ului, revista UZPR-ului și revista Certitudinea a lui Miron Manega, sunt convins că cel puțin în revista UZPR-ului, dar și în Cronica Timpului, parte din cărțile domnului dr. Viorel Pătrașcu vor fi publicate. Am această convingere și, domnule doctor, aici, de față cu colegii mei, o să port o discuție cu dumneavoastră să începem să publicăm din cărțile dumneavoastră. Vom vedea formula în care mă angajez. O să găsim formula asta. Ba, da, în sfârșit. Da, deci o să facem acest lucru. Ce gânduri vă încearcă astăzi când sărbătorim împreună Ziua Mondială a Libertății Presei? Ales că formați jurnaliști și generații de jurnaliști. Nu știu despre ce să vorbesc mai repede, despre Ziua Mondială a Libertății Presei sau despre... Că eu sunt încă sub impactul celor prezentate. Sub impresia. Nu pot să trec așa repede de la o stare la alta. Pe mine m-au încercat două sentimente în timp ce l-am ascultat pe domnul doctor, povestindu-ne aici, cred că încă nepublicate aceste rânduri, da, nepublicate, impresiile da. Din Oman, m-au încercat două sentimente. Primul a fost... Eu nu pot să citesc atât de mult cât puteți dumneavoastră să scrieți. Mă simt copleșită, nu știu, depășită. Și da, nu am timp, deci nu cred că aș putea să citesc vreodată cât puteți să scrieți și mă întreb unde e problema. Citesc eu prea puțin sau scrieți dumneavoastră prea mult? Că nu încă mai calculez. Știu, mi-am dat seama după tehnologia pe care a prezentat-o și după faptul că a venit, evident, cu notițele așa cum se făcea la școala veche, de mână, nu ca noi pe... Și are un scris caligrafic foarte frumos, foarte da, îngrijit. Da, deci încă sunt năucită, sincer. Asta e sentimentul. Să română, dacă vă mulțumesc. Sunt năucită de cât ați putut să scrieți, de
multitudinea de detalii pe care le-ați cuprins și noi, cei tineri, când vrem să plecăm într-o vacanță, știți, căutăm tot felul de site-uri din care să ne informăm. Eu zic că aceste notițele dumneavoastră bat toate site-urile de impresii și de sfaturi și de ponturi. Trebuie doar să nimerim să plecăm, să putem să plecăm unde ați fost și dumneavoastră. Da, îmi dați un telefon când aveți o... Și pot să dau multe... Deci nu știu, cred că ați dat tot este ce se putea. Este bun de ghid cultural și turistic. Da, să dau sfaturi. Da. Acum a fost o notă în glumă, așa, am vrut să destind un pic atmosfera. Apoi, un alt sentiment pe care l-am trăit așa a fost gândindu-mă la cine citește aceste lucruri, aceste notițe, aceste tablete. Păi stați puțin că tabletele sunt altceva. Sunt altceva. Am trecut de la una la alta. Este o tabletă. Când am volumele alea de care m-am vrut. Volumele și ce scrieți la ziar. Iar toate cărțile astea conțin câte 6, 7, 8 asemenea subiecte, acele asemenea destinații. Da. Da. Dar nu trebuie să o citești pe toată într-o zi. Sunt convinsă că nici n-aș putea. Nu puteți să spuneți că nu este o carte de vacanță până la urmă. O luați în vacanță, mai faceți plaje, mai notați puțin, mai vă uitați pe ea. De vacanță poate fi. Și alea și tabletele. Nu la Da, știu. Și lasă un singur lucru am să vă mai spun, că m-am gândit, pornind de la genul acesta de scritură pe care îl practicați dumneavoastră, la reportajele acelea cu care au început alții gazetari români de tipul sau din categoria lui Geo Bogza sau lui Brunea Fox. Eu pe acolo m-am dus cu gândul la tehnica asta de detaliu și de surprindere a... Doamne, cred că pe Geo Bogza și pe Brunea Fox, cred că eu le citeam când dumneavoastră nici nu vă născuseră. Bineînțeles, că nici nu aveam cum să le citiți când eu eram născut. Mi-a plăcut foarte mult. Bine, vă mulțumesc frumos, vă felicit și ce să vă spun, legat de Ziua Presei, cred că o altă discuție, n-aș vrea să le amestecăm. Da. Când eram student, citeam România Literară, Luceafărul, unde scriau... Amfiteatru, Lucian, așa, dacă mai are cineva ceva de spus? Gabi Lixandru, domnul Gheorghe Mohor, lăsați că... Domnul Gheorghe Mohor, vă rugăm scurt că la ora 16 mai avem un eveniment. Câteva cuvinte, eu vorbesc în calitate de pacient al domnului doctor și dacă mi-aș permite și ca autor a două articole în privind pasiunea de jurnalism, de jurnalist, grație domnului director Golescu, sub a cărui menire am putut eu să-mi desfășor această colaborare timp de 12 ani, timp în care am avut permisiunea să mi se publice două articole acum cu 10 ani în urmă, unul privind destine paralele, când făceam o paralelă între domnul doctor Pătrașcu și doctorul Vasile Voiculescu, două destine care într-un fel asemănătoare și nu zic într-un fel, chiar scuzați acest cuvânt de așa. Pe al doilea cuvânt scriam despre originalitatea creației jurnalistice literare, nu jurnalistice, ci literare, a domnului doctor Viorel Pătrașcu. Cu alte cuvinte, am fost fascinat și eu, începând cu lectura cărții despre Filipești, unde v-ați făcut stagiatura, domnule doctor, Filipenii de pădure, și dacă cumva îmi permite posibilitatea de a conduce mașina și poliția mai lasă carnetul, voi pleca și eu până acolo să merg... N-aveți ce să mai vedeți la acest moment acolo. Vă sfătuiesc să nu vă duceți. Bine, vă mulțumesc atunci. N-aveți ce să mai... E aproape părăsită. Iar în încheiere, spun așa,
dacă acum cu sute de ani în urmă, la 1700-1800, cititorii lui Dinicu Golescu erau fascinați de însemnări ale călătoriei mele, cum să, și era vorba de călătoria privind pe la granița, la hotarele Brașovului, cum să nu fim noi astăzi cititorii fascinați de însemnările călătoriilor dumneavoastră vă în lumea largă. Și cu asta am încheiat. Și vă spun, ca să vă fac o plăcere, domnul Mohor, vă spun așa ca să, să aveți o satisfacție. Vă spun că în urmă cu o lună și ceva am fost onorat pe țară și am primit o distincție din partea Colegiului Național al Medicilor din România la categoria Vasile Voiculescu. Este foarte interesant și cu atât mai vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, Gabi Alexandru. Gabi Alexandru, când mă veți primi la cabinetul dumneavoastră, am să vă spun ceea ce vroiam și acum să mai... Domnule, mai vă primesc pe la mine, dar să nu mai veniți ca bolnav, să nu mai veniți ca bolnav. Mă programez, domn doctor, și o să mă primiți. Da. Gabi Alexandru. Gabi. Domnul doctor... Gabi Alexandru a început presa cam deodată cu mine, acum 30 de ani. Gabi, vezi că dau de băut la anul. Domnul doctor este un prieten al meu, chiar un foarte bun prieten, ca și al dumneavoastră. Este un om care a făcut din pasiune o profesie, ca și majoritatea jurnaliștilor care sunt aici. Eu îi urez să continue, să aibă puterea să continue, ca și jurnaliștilor de Ziua Libertății Presei. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Gabi! Numai bine! Costel Pașol! Ține minte, ține minte că dau de băut! La 30 de ani! Cu ce impresie ai rămas în urma dezbaterii? Costel Pașol? Da. Jurnalist de cursă lungă și el. Să rămână, mulțumesc frumos. Nu vreau să-l întreb pe domnul doctor decât cum de reușește să developeze pozele cu telefonul. Cu telefonul, dar nu fac poze cu telefonul, alea nu mai sunt poze decât dacă ai smartphone, nu știu de care, eu nu fac. Așa mi-a spus că stați dimineața și developați pozele de pe aparatul de filmat, am înțeles, sigur că da. Nu, nici vorba. Da, în următoarea excursie, dacă... Iartă-mă puțin, răposatul jugănarul mi le developa. Dumnezeu să-l ierte. S-a dus de un an, domnule, din păcate. A fost unul dintre cei mai înrăiți antivacciniști pe care i-am cunoscut și am cunoscut mulți. Am și scris de unii. Așa. N-am putut să nici pe el, nici pe nevastă, au murit unul după altul, a doua zi, unul după altul. Domnul doctor, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă îmbolnăviți de Santorini și să mai treceți pe la Filipeni. La mulți ani. Nu mai am ce să văd la Filipeni, gata. Poate mai scrieți o carte, Filipeni 2. Nu mai am ce să mai scrii, nu. Femeia cu ochi vilo... Casa în care a funcționat dispensarul era o casă privată a unui popă care a murit într-o închisoare comunistă, a fost vândută, nu mai trăiesc cei pe care toți... Dom'le, când am scris, am făcut a patra reeditare a jurnalului și am vrut să... I-am scris fostei mele femei de servici de la dispensar. Și am spus, Maria, dă-mi un telefon să mai mi-amintești câteva chestii, că vreau să retipărez cartea. A trecut o săptămână, două, trei, patru și până la urmă primesc, o trimisesem recomandată. Pe plic, cu un scris călâmb, așa, cu un creion de poștaș de Filipeni, scria decedat. Așa că nu aș mai avea cu am cine înțeles. Să mă întâlnesc acum. Poate în călătoriile dumneavoastră mai găsiți o fată cu ochi violeți. Dom'le, una chiar ca aia de care am scris eu, am dat titlul unei cărți, nu cred că mai găsesc, era unică, n-am văzut o femeie cu ochi așa decât pe Elizabeth Taylor. Am vrut doar să vă aduc aminte de câteva titluri ale cărților, vă felicit încă o dată, urez la mulți ani tuturor jurnaliștilor și celor care ne citesc, ne urmăresc la televizor sau câteodată mai ascultă radio. Te pup, Radio Oltenia. Silviu Deaconescu este om de muzică, director de programe, tot ai rezistat până la final. E invitatul nostru. Mulțumesc frumos, Dariu. Deaconescu. Da. El e cu corala. Cu corala, am inventat, da. M-ați luat prin surprindere și nu am... Așa ca de Ziua Presei. Cu ce impresie ai rămas, Silviu?
cu povestirile domnului Pătrașcu, care sunt apetisante, dar mai ales tabletele din revistă, nu știu care revistă, că am uitat, de fapt nu prea... Din Argeșu, vă spun. Din Argeșu, care întotdeauna erau amuzante și primele citite. Atunci când răsfoiam revista, însărind peste știrile care nu mă interesau, ci mai mult partea aceasta artistică și literală. Iar la dumnealui, rare ori am fost ca pacient, mai degrabă cu fetele mele când erau mici. Așa, și am fost mereu fascinat de... Nu este un hobby, este cea de-a doua lui meserie, cea de jurnalist. Și de aceea talentul artistic îmbinat cu meseria de doctor, lucrurile acestea m-au fascinat întotdeauna, ceea ce m-au făcut să și vin astăzi la lansarea dumnealui, la prezentarea lui dumnealui de carte în cadrul zilelor libere ale jurnaliștilor. Vă mulțumesc din suflet. Domnul plăcere. Doctor a mutat atenția de la problematica presei către o zonă frumoasă, către reportajul de călătorie. Vă rog să mai îmi permiteți doar... mai acordăm vorbitorilor doar 5 minute. Vreau să audă și doamna cu ochi violeți. Da, doamna e în Israel. Foarte nu bine. Mai, am rupt orice legătură de mult, nu m-a mai sunat. Aveți mai sunat. Har, aveți putere, aveți condei minunat. Beneficiez și eu de câteva cărți, le-am s-o citit. Română. Dacă mă iubiți, veniți în zilele următoare pe la mine și vă dăruiesc pe ultima, Costa Rica de la San Jose la Oceanul Pacific. Știți ce m-au întrebat, niște prieteni când m-am întors? Zice, te-a ars dorul de Elena Udrea, te-ai dus după ea în Costa Rica. Dom'le, eu nu sunt ipocrit, am și scris în carte, eu nu sunt ipocrit, mie această femeie mi-a plăcut la un moment dat, așa cum arăta. Și o spun, da. Dar nu m-am dus pentru ea, m-am dus să fac turism. Vă rog, să rămână. Mulțumim, mulțumim. Perioada portughezilor este ascunsă sub prește 3 secole. Nici vorbă, nici vorbă. Am încarcat... Evidențiat așa până la opulență. Cam domnule, vă pot este spune... Este extrem de important. E domnule, începutul lumii adevărate. Domnule, iubesc Portugalia de la nord la sud și de la est la vest. Și eu la am fel. Văzut toată Portugalia. Am scris niște lucruri formidabile despre monarhia portugheză, care nu se aseamănă niciun fel cu monarhia spaniolă, vecinii lor. Despre cel care a fost la ambasada României de acolo, în sfârșit îmi scapă acum... Poftim? Nu. Nu. Atunci a fost... Nu, nici Jean Lucian Blaga. În sfârșit, am un lapsus. Am scris în cărțile mele despre asta. Portugheză. În sfârșit, nu mai avem timp. V-aș citi din cărțile astea câteva lucruri despre Portugalia. Fantastic, în situația în care când m-am dus acolo cu 10-12 ani în urmă, informațiile din România erau că ar fi cea mai săracă și amărâtă țară din Europa, din Uniunea Europeană, nu din Europa. Ceea ce nu s-a confirmat în niciun fel. Arată extraordinar tot ce vrei, un alt fel de oameni, un alt fel de o modestie și de o curățenie sufletească nemaipomenită. Iar în Oman, perioada portugheză este evidențiată? Poftim? Nu, vă spun imediat când se termină. Perioada portugheză în Oman este evidențiată cele 3 secole de colonialism portughez? Este evidențiată? Nu, nimic nu se vede. Deci, pe niște coline din preajma Palatului Sultanului sunt dărâmate zidurile fostului fort portughez. Factoriile portughez. Da. Mulțumim. Domnul Simion, după care închem în lectura invitatului câteva special. Da. Îl felicit pe domnul doctor Mai aproape. Amintind niște lucruri istorice pe care le-a văzut, a amintit și de Cartagina. Aș fi vrut și eu să mă duc să o vizitez, dar nu știu unde am citit că naziștii romani, după ce l-au învins pe Hannibal, au ras Cartagina și au dărmat-o și a trecut cu plugul pe acolo. Nu este adevărat. Eu așa am citit și așa se știe. Vă spun eu că am vizitat situl. Este la mică distanță de capitală, se
se văd încă multe lucruri de terme, multe, multe, multe. Nu e foarte interesant, dar nu e adevărat că a fost, dacă n-a fost cumva refăcut. Păi nu știu. Asta n-am de unde să știu. Ce sursă are? Vreau să spun că Mișu Golescu s-a lăudat degeaba, nu este cel mai bătrân. E altul care îi spune nene când se duce pe la el. Era bătrân la minte. Da. Eu nu vreau să ajung bătrân la minte. Da. Vă mulțumesc din suflet. Hai să vă mai citesc puțin. Haideți ceva, dacă îmi permiteți, da? Da, sigur. La terminarea... Gabi, pleci? Te-am pupat. Mulțumesc din suflet. La terminarea vizitei la PAS în cartierul exclusivist, unde este Palatul Sultanului, ghidul l-a întrebat pe Dan dacă avem preferințe deosebite pentru masa de prânz oferită de agenția organizatoare. Răspunsul lui Dan a fost că am vrea să mâncăm ceva tradițional. Ce? A întrebat ghidul. Și Dan a răspuns ferm, carne de cămilă. Și ghidul a zis, ok. Ne-am urcat în microbus, am ieșit puțin din centrul orașului, ajungând undeva unde erau mai multe mici restaurante populare cu mâncări specifice bucătării omaneze. Pentru că acasă la ei, când masa este servită în familie, arabii mănâncă nu stând pe scaune, ci așezați pe jos, cu fundul pe niște perne, fără a folosi tacâmuri, ci ajutându-se de degete, patronul a întrebat pe ghid dacă vrem așa sau așezați la masă. Am ales o masă de 6 persoane undeva în mijlocul restaurantului. Pe două dintre laturile localului erau 12 separeuri de 3 pe 3 metri unde mâncau grupuri de câțiva arabi stând în fund în jurul unui covor mic în formă rotundă. Își lăsau sandalele în fața unei draperii din pânză colorată pe care o trăgeau să nu se vadă cum decurge masa. Li s-a adus o tavă rotundă din metal, având diametru de un metru, și a fost așezată pe jos. Era plină cu pilaf amestecat cu bucăți mici de carne, de oaie, vită, pasăre sau cămilă. Arabii nu consumă carne de porc. Au băut apă sau sucuri diverse. Adunau cu degetele orez și bucăți de carne, făceau un dumicat, cum zicem noi românii, și îl băgau în gură. La final, li s-au adus șervețele umede ca să se spele pe mâini. Am fost întrebat când am revenit în țară dacă mi-a fost țilă, apoi ce gust are carnea de cămilă. De atâția ani, de când am ajuns de multe ori în Grecia, cel puțin până am acceptat să gust, repulsie n-am avut decât pentru caracatiță. Acum, pilaful de orez, bob, condimentat cu piper și cardamon, a fost o minune. Iar gustul cărnii de cămilă seamănă cu cel de vită. Textura este însă mai fibroasă, motiv pentru care se consumă îndeosebi fiartă în cuptor, nu fiartă nu pusă pe grătar, friptă. Sigur că dacă la final, ca și la restaurantul libanez, am fi băut o bere bună, ar fi fost grozav. Și vreau să vă mai citesc ceva ca să vedeți cam ce se întâmplă acolo și cu numai puțin, că am fost undeva pe un munte înalt, am pomenit la un moment dat că arăta ca precum transfăgărășanul nostru. Mai văd aici, pentru că mă gândeam că mă vor întreba în țară confrații cam cât câștigă un medic acolo. Salariul unui medic de familie ajunge la aproximativ 12.000 de euro pe lună. Așa. Poftim? Da. Așa. Nu găsesc unde neapărat, dar vreau să vă spun. Când mergeam pe munte... Dom'le, la un moment dat, noi eram în Toyota asta de 6-7 locuri. Conducea chiar ghidul. Am văzut din față venind una în spate altuia, dar ziceai că este ceva militar. Eu le-am numărat. 20 de SUV-uri 4x4 Toyota albe. Mergea unul în spate, cu destulă viteză, pe serpentine, pe nu știu. Și l-am întrebat pe ghid, ce rost au mașinile alea? Și mi-a spus, sunt mașini pe care sultanul le pune la dispoziția satelor din zona de munte, care vin și iau copiii de acasă dimineața, în 20 de SUV-uri, îi duc la școală și îi aduc la prânz acasă. Totul gratuit. Erau microbuze școlare. Dom'le, probabil că le zice microbuze școlare. Pentru
Nu știu, nu știu, lasă, miciule, nu fii cârcotaș. Acum ce să facem? Asta e, nu știu, vor găsi ei. Și o ultimă chestie pe care vă citesc și, pe urmă, o să vă mulțumesc și vă doresc tuturor numai bine. Da. Într-o, nu, că e frumos ce am scris aici. Într-o după-amiază, la plasma de mari dimensiuni din cameră, care transmitea buletin de știri, sport și documentare preluate îndeoseb de televiziuni din Orientul Mijlociu, am urmărit o competiție captivantă. Cursă de alergare pentru cămile. Nici n-am știut că se organizează așa ceva. Sincer, n-aș fi crezut că animalul acesta, cu un coeficient de inteligență cam la limita avariei și imprevizibil în comportament, este în stare de așa ceva. Li se dă startul precum cailor la cursele de galop sau la cele de ogari. Dă-ne și nouă startul. Că te rog din suflet, Mișule, îți mulțumesc din suflet. Da, te rog. Te rog. Mai citesc sau nu? Nu mai citesc. Doar atâta. Când se deschid porțile, 10-15 cămile, numai oase, mușchi și piele, pornesc ca din pușcă, fiecare respectându-și culoarul. Pe spatele lor este fixat un manechin robot înalt de 50 de centimetri care permanent le bate în zona feselor cu un fel de baghetă ce nu e exclus să emită și mici șocuri electrice. Nu știu cât mănâncă, cât măsoară traseul pe care ritmul de alergare este infernal, dar nu cred să fie sub 5 km. Aceste animale, care nu sunt în niciun caz exagerat de inteligente, dau senzația că gândesc și doresc cu ardoare să-și depășească adversarele. Când sunt filmate din față, din gură le curge o spumă albă. Crainicul este în delir de zici că e un brazilian ce transmite o finală de campionat mondial de fotbal între Brazilia și Argentina. Alergarea are loc pe o pistă de nisip ce are în paralel o altă betonată pe care 15-20 de Toyota 4x4 albe sunt conduse de proprietarii cămilelor. Toți sunt îmbrăcați în penerine lungi, iar pe cap poartă turbane de diferite culori. La final urmează festivitatea de premiere a câștigătoarei, care, fiți atenți, prin grimasa pe care o afișează, pare să se bucure. Pare că se bucură. Ceva extraordinar, extraordinar. Bineînțeles că la final, când am mai dat puțin, să rămână, când am mai dat puțin să ne mai uităm, am văzut o licitație de cai pur sânge arabi.